Alerta de cod portocaliu va fi valabilă în a doua parte a nopții de joi spre vineri și în cursul zilei de vineri în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea, Galați și Vrancea. Temporar, viscolul va fi puternic. Rafalele vântului vor atinge 70 până la 85 de km pe oră, reducând vizibilitatea sub 50 de metri și local troienind zăpada. În intervalul 5 ianuarie, ora 22, 6 ianuarie, ora 20, aria ninsorilor se va extinde treptat dinspre lunga Dunării și va cuprinde sudul, centrul și estul țării, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, precum și în zona Carpaților de Curbură, local ninsorile vor fi însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă consistent. Va fi viscol în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea sudică a Moldovei, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50 până la 70 km pe oră. În Carpații de Curbură și zona înaltă din Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 80-90 de km la oră, iar zăpada va fi spulberată și troienită. În această noapte și mâine dimineață pe litoral vor fi precipitații mixte și se va depune polei.